Cei care se încălzesc cu agent termic vor mai beneficia de acest serviciu până duminică seara. Acesta este anunțul lansat de uzina termoelectrică Production Giurgiu S.A. Potrivit acestora, începând cu data de 24 aprilie, va fi oprită furnizarea energiei termice în sistem centralizat pentru încălzire. Decizia a fost luată în baza îndeplinirii condițiilor hotărârii de guvern numărul 337 din 2018. Oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește 10 grade între orele 26. După această dată se continuă furnizarea energiei termice în sistem centralizat pentru apa caldă menajeră.